Să vină timpul de acolo, te las să mergi acum? Nu te las eu. Nu te las, nu? Nu te las, nu? Eu de aici nu vă ridică, dragă. Ești și micuț? Da, mă. Sunt dat o lege, acum să te mori pe foc, imediat. Așa trebuia, te omor, mă omor. Așa trebuie împușcat? Și tu ai avut conflicte cu el, Ginel, așa-i? Hă? Dați-vă o leacă așa. Dați-vă o leacă așa. Ia uite-l. Ia uite-l de pe ce are. Ia uite-l, băi. Da, băi. Tăia cu trebuie, băi. Dați-vă leacă așa. Dați-vă așa de la trebuie. E tăia cu drujba. Da. E tăia cu drujba. Audi? L-a găsit pe ăsta vinovat aici. A umblat poliția după el. Cum au depistat? De unde l-au găsit? Aici, în canal. Într-o fântână aici, într-un puț aici. Era îngropat? Și băgat aici, i-a pus un capac peste el. La el e dispărut de 3 săptămâni de zile. Așa ce se aude când... Dă și de aici trebuie să știi mai mult vecinii care sunt aici. Cum s-a... era prieten de pahar, de băutură. Și la aia s-ar fi luat tot. Acum... Poliția știe mai multe, că ei au făcut verificări. Și știi cum au fost și ieri venit, după două, după unul au venit poliții, până ce au venit de la criminalist, că... Și acum, știi că e ridicat, anchetat pentru 24 de ore. Acum nu se știe sigur. Ei au căutat cu buldo pe aici să-și vede cum a răscolit. Atâta, mai mult nu știu. Exact așa cum mi-ați povestit înainte. Da. El pleca odată la atâta timp să se interneze. Da, da, de la Săpoca, da, să ducea să interna. Deci el își făcea internări când era rău. El își făcea internări o dată pe lună, la două luni, la trei luni, nu? Cu o internare. Și noi nu am dat interesul, el dacă s-a făcut internare acolo, noi n-am dat interesul că să vină la... De ce a venit la o lună de zile? Ne-am gândit că poate... Da. Nu, lăsați-l pe domnul. Da, și noi ne-am gândit, după o lună de zile când am văzut că el n-a mai venit, noi am dat telefon la spital. Am dat telefon la spital, la Săpoca, la Buzău, și ne-a spus că el nu e internat acolo. Și noi atunci am asezat poliția și a venit poliția și a luat legătura și asta e, s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu el. Ieri, practic. Ieri, practic, am fost la poliție. La noi la Pârscov și băiatul ăsta Viorel care l-a omorât nu recunoștea, nu spunea absolut deloc. Dar noi am fost siguri că el i-a făcut o petrecanie, că în urmă cu o lună, ei dacă erau împreună amândoi, ei ce s-a întâmplat amândoi era. Și băiatul ăsta Viorel, acum nu, până să-l omoare pe el, a venit la noi acasă și ne-a spus, Neluș, du-te acasă și închidi lumina, închidi, că el lua curent de la noi. Că Costel l-a întors la spital, la Buzău, la Săpoca, adică. L-am dus la Săpoca și el nu mai vine acum, că nu știu, că s-a lovit rău la cap. Noi știind că el face internări des, mereu, că era bolnav, probleme de sănătate, am crezut că l-a spus la Săpoca. Și am stat așa, că o săptămână, că două, că trei, după aia ne-a luat grijă. Și ce m-am gândit? Și eu și soțul meu, și haide să sunăm la spitala Săpoca, ce s-a întâmplat cu el, o fi mai rău, hai să vedem. Am sunat la spitala Săpoca după internet. Mi-a răspuns doamnele și mi-a spus, nu există Dumitrache Costel, nu mai este internat după data de 16 noiembrie, ultima externare, anul 2020. După aia, da, am făcut altă întrebare, la spital, la UPU, la noi, la Buzău.
Am făcut și la registratură, la micro 14, toate spitale. Am sunat și la spitalul Bagdazar din București. Am sunat disperată peste tot. Am sunat la Râmnicu cu Sărat pentru COVID. Ne gândeam și la treaba asta. Și după asta, băiatul meu, eu și cu băiatul meu Florin, mămică, haide să dăm telefon la poliție, că altceva n-avem ce să facem. Am sunat la 112, am spus ce v-am zis și dumneavoastră, că nu există sub nicio formă niciun spital, nu este formă de internare. Și după aia a venit un echipaj de poliție, a venit polițaiul de la noi, domnul Sergiu, când i-am spus că a lipsit, i-a spus dânsul sa aia, că ei erau amândoi nelipsiți. Ei trăia așa, amândoi, ce făcea ei știi, Dumnezeu știe. Și după ce s-a, mai domnul Sergiu a fost sigur, întâi când a venit la noi la poartă, a venit cu el în mașină, zice că gata, Viorele a făcut petrecane, dacă Costel nu este. A venit cu domnul Sergiu cu el în mașină, de poliție, și l-am căutat seara, l-am căutat. După aia noi mai avem un băiat aici, un om, care vinde din astea fose, tuburi, și s-a dus, l-a luat o fosă din aia, de, un capac de fosă, de hazna. Și băiatul ăla ne-a spus... Ia vedeți, că el a venit pe data de urmă, așa cu luna aia când a murit el, a venit la mine, la un băiat Mugurel. Și a spus, că dă-mi și mie Mugurele un capac, că îmi trebuie neapărat. Nu, dar ce faci cu el? Îmi trebuie mie. L-a luat și noi ne-am gândit la asta, la varianta asta. Adică și Sergiu, polița. S-a descoperit exact. Da, seara a fost aseară, a umblat, s-a venit procuratura criminalistică, a venit, a luat tot interviu acolo, ce a făcut. Adică am măsurat și a spus, nu l-a găsit seara, la două noaptea. Uh-huh. După aia, ieri dimineață, s-a dus acolo la poliție, la Părscov, ne-am dus, a fost chemați, el tău nu a recunoscut, criminalul. După aia și-a dat seama domnul polițai, că imediat asta s-a întâmplat. S-a întâmplat, Viorel, dacă el a luat hazna aia, a luat capacul ăla de hazna, asta s-a întâmplat, sigur. L-a băgat pe un tăpar și l-a luat cu plan. Și tot a recunoscut, până când s-a dus domnul Sergiu pe baza lui. Haideți, domnule, cu mine, că acolo e sigur. A venit mai mult.